Da. Da. Cu Edi toate bune, v-ați împăcat, ați vorbit. Dar ce să mă împac cu el? Ați discutat? N-am eu ce să mă împac, la ce să mă încetat eu cu Edi? Da. Eu am spus niște lucruri care s-au întâmplat. Adică ce? N-am jucat nimica. Nu jucam nimica. Spun și acum, ce e rău în asta? Să spui adevărul, e minciună? Vrei să fiu fals, să zic, dai, vai ce bine face, nu pot să fac așa ceva eu. Dar eu încă mai am încredere în el. Că dacă nu aveam încredere, plăteam clauza și la revedere. Ce crezi, că stai în clauza aia? Dar încă mai am încredere în el, de ce? Că s-a plus, că nu știu ce, că nu știu cum, să vedem. Poate așa e, uite, acum am poate făcut sfințirea bisericii, da. Mesajul ăsta. Nu? Și asta e treaba, dar n-am eu ce să, la ce să mă împac. El slujește, primește bani pentru ceea ce face, nu o face gratis. Eu îmi văd de treaba mea, el văd de treaba lui. Mai mult. Vedem, trage în linie, după aici vedem. Câștigă campionatul, treci tată și azi facem alt contract și bravo ție și uite că am fost eu nebun. Deci nu se pune problema în iarnă sau nu, de genul ăsta? Nu, tată, nu se pune problema. Băi, și de unde a plecat toată discuția asta? Toată chestiunea asta a plecat de la faptul că l-a schimbat pe Budescu minutul 66. Eu îl schimbam minutul 30 și câștiga meciul. V-a deranjat cu exterioarele? Cu ce a început? Păi, dar nu e normal. Bă, dacă te dau un exterior, dacă te-a dat 7 exterior. El a crezut că vine aici la FCSB ca să facă un fel de concurs, să-l laude pe el Crainicul la televizor. Vai, ce exterior a dat! Vai! Păi nu e mă, aici joacă fotbal, nu dăm exterioare, că să ne lăudăm, vedem ce talente avem. Nu, tată? Și atunci eu, da, pe mai enervat pe mine, Edi, că l-a simbat minutul 66. I-a atras atenția. Cum? I-a atras atenția. A, da? Da. Bă, nu trebuia să-i atragă atenție. Trebuia să-l schimbi minutul 30. Sau măcar la pauză. La mine, până lași, până minutul 66. Păi ce faci, mă? Încă 20 de minute, 45, 65, 65, încă 20 și ceva de minute îl lași în teren. Câștigam meciul. Și de aici a fost toți nervii mei și am zis, bă, puțin, păi cum are comandă altul pe banii mei? Cum să comandești? Nu o să mai las să comande nimeni. Cum să... Faptul că a făcut asta m-a deranjat. Și gata, și de acum nu o să mai fie. A, e posibil să le ia campionat. Că voi spuneți, bă, uite care e treaba. Hai să facem așa o... Eu de când a venit aveam 7 puncte sau 6 puncte diferență de CFR. Cât aveam? Cam așa. Păi acum avem 8. Câte aveam? Erau 9 și a pierdut meciul cu CFR 12 sau 12. Bun. Bun, dar spun, da, spuneți-o un lucru. Da, spuneți-o un lucru. Mă, noi când noi am jucat meciurile ușoare după ce a venit Edi. Noi meciurile grele le-am jucat înainte. Dar nu contează asta. Nu fac analiza asta. Deocamdată noi nu trebuie să spunem adevărul. Deocamdată nu a realizat nimica. De ce? A venit la atâtea punctare după un tur. Acum să vedem după retur. Că acum are tot retur. Și are și timp să-și impună filozofia de joc și să vedem ce se va întâmpla. Nu e atac. Nu-mi place jocul, nu atac pe Edi, nimic. Nu că mi-e frică mie, că vezi, Doamne, că contract. Îl iau contractul ăla, fac ceva pe el și îl duc. Mă țin de contractul ăla. Că el a scris acolo ce a vrut, n-am citit eu. Bine, mă, scrie ce vrei tu. Și ce să-mi facă? Că n-ai... Nu știu ce a scris, că nu critice. Critic când vreau eu și pe el dacă vreau. Mă țin de contractul ăla, crezi? Eu spun adevărul ce se întâmplă. Și dacă spun, măcar se trezește jucătorii. M-ai înțeles? Da. Asta e tactica mea. Bă, stai să atrag atenția, măcar am tăcut, dar atrag poate un jucător. Băi, ne mulțumim, Gigi. Măcar asta, nu? Nu că mi-e frică mie, că vezi, Doamne, că clauza că mi-închide mie vreodată Edi, închide mie Edi gura vreodată. Hai mă, fii serios. Sau că mă înțează pe mine că închide o gura pentru 500 de mii. Îi dau 500 de mii și la revedere, nu mai pot de 500 de mii. Păi mi-ați văzut că eu, de exemplu, eu vând România mai bine ca Italia, mai bine ca Belgia, mai bine ca Anglia. Că l-am dat pe Stanciu cu 10, l-au vândut cu 5, belgienii. L-am dat pe Chiricheș cu 9 jumate, l-au vândut Tottenham cu 7 la Napoli. L-am dat pe Man cu 11, acum cere 7 pe el. Deci eu vând mai bine ca Italia, Anglia și Belgia. Deci mai bine ca toată Europa eu vând. Și acum nu o să ajung atunci să-mi închidă mie cineva gura cu un contract de nimic de dole pentru 5.000, că îi plătesc 5.000 imediat și la revedere și tot ce vreau eu fac. Că nu s-a născut ăla ca să închidă mie gura. Nici Radu Ionescu nu mi-a închis gura. Nu vezi că Radu Ionescu mi-a închis? Nu vezi că n-a închis Radu Ionescu? I-a închis gura, uite, Sfântul Mina. Și i-a închis judecătoare.
De Tavi Popescu v-a întrebat cineva, turcii, Galata, că iar să... Nu vând nimic, nu mă interesează vânzări. Nimic, 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 nimic. Da? Tavi Popescu mai trebuie să stea 2-3 ani ca să iau 30, 40, 50 milioane, nu știu, 70, nu știu cât o fi, vom vedea. Hai, Domnul să vă ajute, Maica Domnului să vă ocrotească și pe voi. Mulțumim, sănătate!